trebuiesc desființate anumite instituții ale statului care nu funcționează. Trebuie regândit sistemul de control și sistemul de autorizare. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat la Mureș, ce s-a descoperit și felicit pe reprezentanții ONG-urilor care s-au implicat voluntar, din câte știu, și au descoperit acest lucru și chiar eu sunt lărâs. Le sunt recunoscător ca om și ca român, pentru că intervenția lor și ne-a dovedit foarte clar faptul că ieri au salvat vieți. Dacă nu s-ar fi descoperit la timp, lucrurile ar fi putut avea o finalitate mult mai tragică. De asemenea, știm foarte bine că sub coordonarea prefecților și a subprefecților s-au făcut controle timp de o lună de zile. Din câte am înțeles, AGPIS-ul controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară conform legii și a fost destituită persoana care a condus AGPIS-ul. Eu astăzi de dimineață am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de interne, domnul Cătălin Predoiu, și am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului cât și a subprefectului. Trebuie să înțelegem foarte bine care este rostul nostru și care este rostul statului în acest moment. Avem această latură când s-a dispus un control, un control totuși anunțat. Dar atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controle, trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să le și urmărim. Luni voi avea o întâlnire la guvern, atât eu cât și consilierii mei, cu toți reprezentanții ONG-urilor, pentru a găsi modificările legislative pe care să le facem până pe 31 august. Urmând pe urmă să venim cu o lege în Parlament cu tot ce înseamnă discuții parlamentare, invitați toți cei interesați, astfel încât până la sfârșitul acestei sesiuni să avem o altă instituție. Deci, trebuie să primim lucrurile ca și reacția guvernului și a legislativului în două părți. Una va fi până pe 31 august, printr-o ordonanță de urgență, și una din septembrie să dăm Parlamentului și al Parlamentului, fiindcă el legiferează. De asemenea, am dat spre analiză în ceea ce privește pedepsele pentru astfel de lucruri. Să vedem, să facem o analiză foarte clară unde ne încadrăm cu nivelul pedepselor și dacă va trebui să modificăm codul penal în vreun sens, să venim cu această modificare. Nu pot să vă răspund acum, pentru că aștept încă analiza și pe urmă cu certitudine. Întotdeauna acest lucru face, în primul rând, am și consilierii personali, am dat și la vicepremieri și repet, am convenit împreună cu domnul Predoiu că decizia de eliberare din funcția prefectului, subprefectului județului Mureș este una corectă. Ar putea această măsură să fie aplicată și la prefectul de Ilfov, pentru că e deja al doilea centru care a fost descoperit în zilele acestea. Hai să vorbim de lucrurile concrete. Am înțeles că acolo sunt niște discuții, n-a fost nimeni descoperit, s-au descoperit niște saltele într-o seră. Nu a fost nimeni descoperit, au fost niște explicații, acel centru nu era autorizat. În schimb, aveți o mare dreptate în fondul întrebării. Repet, prefecții trebuie să se implice în continuare astfel de fenomene să nu mai existe până când vom veni cu modificările legislative. Și repet, consider că anumite instituții trebuiesc desființate, pentru că nu și-au dovedit utilitatea pe care trebuiau să o aibă. Ar trebui desființate concret? Sunt ferm convins că o să venim
și o să vă prezentăm. Cum arată în acest moment planul de reducere a cheltuielilor? Ce vizează el? Foarte bine. Ce înseamnă acest lucru? Luni o să mai fie o întâlnire cu Ministrul Finanțelor și mai mult ca sigur că săptămâna viitoare, până joi, o să venim cu el în transparență și, dacă putem, chiar în ședința de guvern. Vizualizația celor care fac parte din Consiliul de Administrație ar putea să fie regândită? Este una dintre ei. Cum ar putea să fie regândită? Cum se arată? Asta ține să luăm decizia finală și o să venim. Este una. Vedeți lucrurile în două componente. Vom veni în primul rând cu ordonanța de urgență în ceea ce privește sistemul bugetar și economiile din sistemul bugetar și unde să punem stop risipei banilor, și cea de-a doua ordonanță, ceea ce este mult discutată, cu venituri mai mari din PIB, din colectare. Așteptăm și de la ANAF o prezentare ce s-a întâmplat în această perioadă. Este evident că e o scădere a veniturilor și din cauza scăderii consumului și a producției industriale. Nu vom intra nici în criză economică, nu vom intra nici în recesiune. România va avea până la sfârșitul anului o creștere economică. Marea provocare este de a continua dialogul cu Comisia, pentru că avem un lucru asumat în PNRR în ceea ce privește deficitul bugetar. După prima discuție avută cu doamna director general Selingauer, am ajuns la un compromis pe care o să-l continuăm mai mult ca sigur spre sfârșitul lunii august la Bruxelles. Există și măsuri care vizează reducerea salariilor IT-iștilor? Nu există nicio măsură care vizează vreo reducere de salariu. Există măsuri și perioade în care statul își permite să vină cu anumite facilități. Și există perioade în care statul nu își permite să vină cu anumite facilități. Dar nu vor fi tăieri de facilități care vor duce la micșorări de salariu. În acele cazuri se mărește salariul minim, astfel încât să nu fie aceste pierderi. Înțeleg reacția celor care au avut anumite facilități, înțeleg reacția că se vorbește de așa zisele noi taxe, vă spun că nu sunt noi taxe, este de fapt o reașezare a climatului concurențial corect într-un stat. Și cum eu personal și statul român nu va avea nicio milă față de cei care au fost implicați în fenomenul din centrele care vizau persoane cu dizabilități, persoane vârstnice sau copii, cred că în România este nevoie de un stat eficient. Am avut de-a face, eu cel puțin, cu un stat represiv în ceea ce privește libertățile cetățenești și nimeni, cred că, nu mai dorește să întoarcă acolo, dar nici nu pot accepta comentarii că dacă nu face într-un anumit fel guvernul, anumite categorii nu vom respecta legea. Nu, pentru toată lumea este o condiție clară. Respectarea legii. Sunt mai multe propuneri în funcție de măsură. Vor fi unele de la 1 septembrie, unele de la 1 octombrie, vor fi unele de la 1 ianuarie. Cert este că nu vor aduce dezechilibre macroeconomice sau crize sociale. Vor fi niște măsuri care, repet, vor aduce un climat concurențial corect. Nu mă întrebați punctual, fiindcă nu vă voi răspunde. Dumneavoastră puteți să o faceți. Vă rog frumos. Dumneavoastră o puteți face, eu nu vă pot opri. Domnule premier, suntem mulțumiri în coaliție legate de anumite măsuri. Liberalii se opun. Una dintre măsuri este aceasta cu 1%. Cine anume de la liberal, doamnă? Prin vicepreședinții, conducerea... Nu știu, doamnă, eu am discutat în coaliție. Ultima întâlnire am avut-o împreună cu secretarul general al Partidului Național Liberal și cu președintele Partidului Național Liberal, actualul președinte al Senatului, domnul Nicolae Ciucă,
Și presupun că suntem niște oameni responsabili și ne asumăm